Noi am tras valuri mari, și cu bucur, și cu foame. Greu de tot, nu se mai găsa nici porumb, nu se găsa făină, chiar dacă mai avea omul, nu mai puteai să mai găsești, să mai vândă nimeni. Și am plecat acolo, la frate de București, la Mihai Bravo, cu că m-am spus și un poc cărămită cu frate de-al mama, cu tata. Am lucrat acolo, făcut cărămită odată la foc, cum se spune, face atunci, mai mult așa, așa lume. La un zidar, mi-au dat banii și de-acolo am plecat. Plecat spre Alexandria, tot pe jos, așa, ca să ne vrem să ne căutăm de muncă. Încă n-am ajuns spre Alexandria și tombol de mama pe drum, așa, mare, lungă, tare, la Mihai Bravo, înainte, tot, la Bucureștilor, sau Bucureștilor. Și am bolnăvit într-un sat acolo, în dormire, o femeie ne-a venit, săracă ne-a văzut. Și am bolnăvit, mama nu mai putea săracă. Ne-am întors înapoi, mai aveam și noi bănișoare, cei de la cărămii de care ne-au plătit și ne-am întors înapoi. Ne-am mai lucrat pe curul, așa, mama, cu ziua. Te ține omul, dar trebuia să pleci, cum să stai? Era vară, era căzut. Ne-am întors înapoi de acolo, am stat, cum am de zile și pe acolo. Ne-am întors înapoi și când am venit acasă, nu aveam nimic. Ce bani și ei, cheltuie pe toți, nu mai găseai nimeni. Acum 48, o lua să mai fac. Tu leacă, știi? S-a dus tata la matcă, că pula era cismat tata și-a lucrat acolo la un om sărac. S-a făcut să niște porumb, hirbizi, îi spunea, mare, așa, e cam crud. Și acolo s-a lucrat pe porumb tata, îi punea de pe sub și îi usca și a pus o căruță, că era căruță cu boi atunci era. Știați, o bună bucet în țană, ce-am deodată o bucătărie și lucra tata acolo și smărea. Vechi, o bucătărie. Și ne-au dus pe porumbul și l-au adus acasă așa și l-a uscat tata de pe sob. Da. O dat Dumnezeu și-a făcut pe câțiva săpușori, păpușori, îi se întindea pe sob, uite așa i-a uscat și el se râs și i-am strâns și-a dat Dumnezeu și-am răușit și s-a făcut de-o pălea înainte. Dar a fost greu să persoane. Nu mai știam, m-am lăsat și casă și tot și am luat, nu ne-a mai trebuit nimic. A fost greu în țară. Dacă ne duceam în colos pe Alexandria, poate găseam mai multe lucruri și stăteam pe acolo mai mult. Dar sunt bolnăvie mama, nu mai putea să mă plece. Pe jos. Nu duceam pe jos, hai. Din sat în sat. Păi dar ce aveam să facem acasă dacă nu era de muncă aici, era sălășii. Acolo s-a făcut sălă, nu o tăie. Era, da, era porumb acolo, s-a făcut sălă. Acolo mergea lumea pe vagoane. De acolo ducea și alea pe de porumb. Duceau, mai vindeau din casă și duceau și alea de acolo. Vindeau și de pin și aveau mai pun covoară, că nu prea se găsa atunci. Nu era. S-a sa lumea covoară și vindea pe acolo. Și am duceam porumb greu, bă, nicioară. Era greu, dar și era trenul foamea, trebuie să stai prin gări. Stai prin gări mult, să te exui din treci. Lumea din vagoane vechi, tablă, și făcea pichetoaie focul și coșea câte mâine de grăbuță. Că n-avea pâine să mănânce, că stătea vagonul acolo. Foamea, trenul foamea, așa îi spunea. Bă, fără bilete, nu mai că controla nimica. Stăteai acolo pe linia moartă, așa îi spunea. Stăteai mult timp fără bine să mai meargă din gară în gară. A fost chinuială și cu foame. De acolo a plecat regele Mihai, a fost țara distrusă. Fugit din țară. Plecat, da. Era Babilonie. De acum, dacă te găsa cu o tupăică de porum mai multă, ți-o lua polițaia. Îți scăsai actele. Era o Babilonie și atunci nu se mai putea. Plângea părinții ei, lucra cu Muțit Măria pe acolo și o aducea și el și o lua pe porumbul de pe tren, plângând țăracul. A fost rău, greu de tot, greu. Coșea lumea porumb cu tablă din vagoane vechi, pe așa și tot așa la seama și la seama. Purpulea cu porumb, purpulea, parcă și fost coșea acolo. A fost chinuială. Chinuială mare.